Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Nu-mi place să gătesc. Nu îmi place, repet, nu îmi place. Dar viața m-a adus în bucătărie, în calitate de mămică, de soție și mai nou de 5 ani în calitate de maestru instructor de alimentație publică. Voi găti papanaș sau, mă rog, încerc să gătesc papanaș. Nu știu ce o să iasă. Cel puțin să nu dau foc la bucătărie. De cel puțin 2 ori era să dau foc bucătăriei, sigur. Dar cea mai bună rețetă de mâncare a fost acum 12 ani, când ajunse la actualul soț. I-am gătit o ciorbiță. Mintea mea pe atunci era că ciorba este compusă doar din borș și am ales să pun 1 litru de borș acru, 1 litru de Hellas și 3 lămâi. Și mănâncă. Era bună după o beție, într-adevăr, dar n-a fost. Și mi-a zis clar, nu te pricep la bucătărie, deși știa, a avut doar o convingere că nu mă pricep. Eu i-am spus încă de a mă cunoaște că nu știu să gătesc, dar dacă a insistat. Deja se vede că încep să fac prăpăd aici. Acasă o să râdeți, dar soțul este cel mai bun bucătar. Și mai nou, fetița cea mare, de 10 ani, este și ea o pasionată, la fel ca soțul, de bucătărie. Ei sunt baza acasă la bucătărie, altfel cred că aș muri de foame, sincer. Astăzi sunt aici pentru că sunt. Inițial m-am înscris la această emisiune din prostie, iar când am ajuns aici, deja cunoscuții au spus că nu cred până nu te văd. Nici acum ei nu sunt convinși. Soțul inițial nu a știut că m-am înscris la șef la cuțite. A început să râdă și a zis că tu nu mergi mai departe. La fel și mama, când a aflat, a început să râdă și ulterior mi-a zis, așa cum ai devenit maestru, e posibil totuși să ai niște șanse. Colegii au spus că o să mă fac de râs. Dar nici eu nu-mi dau nicio șansă. Îi susțin. Sunt convinsă și eu că o să mă fac de râs. Am aspirații, că nu iau nimic. Sunt încrezătoare că nu iau nimic. Este doar o experiență frumoasă și poate deschiderea unor noi orizonturi. Dacă ar fi să fie, mi-aș dori foarte mult la șef Cătălin. Șef Cătălin este preferatul meu, deoarece mi se pare că explică mai bine concurenților și... Vai, mi s-a închis. Și dă gust mai bine mâncării. Deși cred că aș funcționa mai bine la șef Dumitrescu. Este o fire mai impulsivă și funcționez foarte bine așa pe stil autoritar. Adică îmi trebuie un șut ca să merg mai departe. Opa! Alina, ce ai făcut? Cred că trebuia o tigaie mai adâncă. Da, asta e. A intrat Alina în bucătărie. Nu vă speriați? După mine potopul. Deci va trebui să schimbați bucătăria, să vă luați măsuri de precauție. Dacă iese fum pe aici sau ceva nu e în regulă, bănuiesc că sunt stingătoare, sunt pompieri pe afară. Eu doar spun. Se arde. Uf. Am zis eu că dau foc, dar nu m-ați crezut. Mie nu mi-a plăcut să gătesc, dar în schimb mi-a plăcut să învăț despre ce mănânc, ce fac, cum fac, tot ce ține de partea teoretică. Rămânem pe teorie. Partea practică cu elevii, practic eu îi învăț să gătească, să prezinte și să servească preparatele. Dar evit eu personal să gătesc eu, doar le explic oral ce trebuie să facă, iar ei realizează de multe ori mai bine decât mine. Ca drept dovadă că sunt un dezastru. Tocmai de asta mă aflu și aici, să văd dacă sunt un eșec într-adevăr sau am niște aptitudini pe care încă nu mi le-am descoperit până la vârsta asta. Nu știu dacă e comestibil. Sper să nu pățească nimic, nimeni. Pe principiu mănânci acum și mor la anul. Sau mâine, depinde. Rețeta de papanaș și o știu din rețetarele de pe care facem școală.
Elevilor le este foarte bine rețeta, ca drept dovadă la concursuri. Am câștigat acum 2-3 ani premiul 2 cu aceeași rețetă de papanaș, gătită de ei, desigur, nu de mine. Și cine știe, nu știi norocul cum îți surâde. Mâncărică. Nu, dulce, dulce. De ales, hai. Păi de capul. What is this? Wow, hai că e bine. Hai că gustăm toți din aia. Mai are rost să mai desfacem asta. Mai poate fi la noi altceva, mă. Hai, mă, gustăm toți din aia. Nu vă dau, mă. Ops, e mai mic. Ce-ai făcut, Alina? Nu-s egale. Asta e un fel de papanaș. Nu. Așa pare. Băi, e un om de zăpadă. Da, da, Moș Crăciun. La, 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 la. Suc de portocale. De ce? Pentru? Ca să taie greața. De ce, mă, suntem de portocale? La mic dejun. Mic dejun breakfast. Nu e mic dejun, că e desert. Cum să mănânci mai așa ceva la mic dejun? Eu când eram tânăr, mâncam cu papanaș la mic dejun. Hai, mă, breakfast. Și vezi cât de mare te-ai făcut. Ți-au cauzat papanaș. Dacă vreți să ajungeți ca mine, mâncați papanaș la mic dejun. Bă, dați papanaș? Nu. Dar ce să nu? Sunt papanaș. Cine știe, Dumnezeule mare? Sau, mă rog, am încercat. Ba da, mă, papanaș sunt. Stai să-mi iau pastilele. Dar de ce nu sunt pufoși? Eu n-am mai văzut așa compacti papanaș. Nici eu nu știu ce fel de mâncărică e asta. Bă, da, sucul de portocale e chiar bun. E bun, nu? Dar papanașe nu sunt, nu? Ba, asta nu-i dulceață de prune, cum am așteptat. Majun? E GM. E, nu, nu, vezi că e ceva fruct. E cu coacă. Dă pe tine, mamă. E aici, mă. E exact pe bluza ta. E bun majunul? Mamă, unde s-a dus? S-a dus peste tot, nu? Babețică, mă, ia... Uitați-vă la el. Lasă că e bine așa. Aduce noroc. Ava, ce-ai făcut, Ava? Ava, Mia, babețică, mă, pentru Dumitrescu, babețică. Ia mai gust o dată, ia mai un pic. Ia, vezi, ce e până la urmă? Nu mai gust, mâna. Hai, mă, spune-ne și nouă ce e acolo. Hai, mă, Florin, mă. Hai, mă, zine, mă. Ia din papanaș. Nu mai gust, mă, mi-a ajuns. M-am îndulcit destul pe ziua de azi. Papanașul. Papanașul. Cine a gătit, mă, copil? Da, aici e copil sub tras. Da, da, eram odată. Hai să-l votăm pe ăsta, micu. Hai, hai. Mă, că dă cu tine. Da, din ce ai văzut acum așa, cine crezi că o să-i dea? Cred că o să-i dea Cătălin și s-ar putea Florin. Hai cu cuțitele. Două cuțite. Hai, măcar să nu mă fac de râs. Hai, Elena. Bună seara! Bună seara! Mă numesc Alina, vin din Iași. Salut, și sunt maestru instructor. Adică predau partea practică elevilor, mai puțin fac eu. Ce predați? Alimentație publică, bucătărie, ospătărie, sunt pe partea practică sau cel puțin le explic partea practică, că eu de făcut nu știu dacă am atât de mult talent. Păi da, da, le predați totuși copilor. Le spun, da, le explic, și le ce vorbesc. Ce le explicați? Rețeta, procesul tehnologic, pașii, păi dați-ne etapele. Un exemplu, hai să faceți un curs cu noi acum așa, aleatoriu, alegeți dumneavoastră rețetă. Pilaf simplu, de exemplu. Pilaf, le pilaf, explic ce materii prime au nevoie, ce materii... Nevoie? Orez, așa? Apă, da? Sare și condimente. Sau ce vegeta. Condimente? Vegeta. A, vegeta. A. Vegeta sau... Okay. Vegeta. Cât timp facem? Deci aveți orez, apă și vegeta. Și vegeta, da. Se pune la cuptor. Trei părți apă și o parte orez. Ok, deci trei părți apă, o parte orez. Good. Și cât timp fierbe? 20 de minute la 120-150 grade Celsius. Și după aceea, ce faceți cu pilaf? Îl punem la cuptor. Cât îl mai țineți la cuptor? Păi îl punem 15-20 de minute. A, nu-l fierbeți pe aragaz? Nu fierbem pe aragaz, la cuptor. A, la 120-150. La cuptor, da. Nu mai vezi. Și există și altfel de pilaf?
Pilaf cu carne, da. Pilaf cu carne. Garnitură de carne. Garnitură de carne. Da. Bun, bun. Da. Și cum se face asta? După ce facem pilaful, fierbem carnea. Corect. Și putem folosi apa de la carne și la fiert orezul sau la preparat pilaful, dacă avem pilaf corect. Cu carne. Da, eu am o curiozitate, dacă tot da. Haideți să ne întoarcem puțin la ceea da. Ce... Da, corect. Care e poezia, povestea acestui pahar de suc de portocale? Am zis să nu fie atât de mult dulce. Ați băgat mult zahăr sau...? 300 de grame de zahăr la 500 de grame de brânză. Și la câtă făină? Nu, făină pe smet. 400 de grame asta de pe smet. Asta explică tot. Da. Păi și-mi place că are răspuns cu cifre la toate. Da, da. Nu așa păi, normal. Așa învăț copiii, da. Cu gramaj cântărit tot. La dulce nu vreau respecti rețeta, nu e să da, prepară. Vreau să-mi fii sinceră. Sunteți fericită la locul de muncă? Nu. Se vede, da. Nu-mi place. Văd. De ce? Nu-mi place în bucătărie. Mie îmi place ca păi profesor, da, acolo, exact. Dar nu-mi place în bucătărie. Dar dacă soarta tot mă duce, zic, hai să facem gogoși. Da, ce mai tare ești nebun la cap. Dom'le, îmi place, de ce ai venit la noi? Nu știu, domnule, dar eu urăsc bucătăria asta. Nu mă interesează. A venit să vă... Nu sunt bucătăreasă. Deci cea mai tare fază. Deci există un banc. L-am mai spus, dar cred că trebuie să-l auziți neapărat. Fă, iar zice Bontea Bancului. Unul și ia calul și-l duce în târg. Știi? Să-l vândă. Și vine unul, bă, calul frumos, se uită la dinții calul, mi-a zice, ia zi, domnule, știe să trag la căruță? Nu știe, domne. Bă, dar știe măcar să fie călărit, tac, 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 așa cu șea pe el. Nu știe, domne, nici de asta. Domne, dar să tragă la plug, așa, sar cu el? Nu știe, domne. Păi de ce l-a adus, bă, frate? Să fac de râs, dă-l drept. Așa și să pot să trec pe partea de teorie mai repede, să fie un deci, impuls. Doamne, haide să faci. Și de ce ai venit, domnule? Să mă răfac de râs! O căzubă? Doamne ferește! Doamna mea, haideți că vă ajutăm noi! Mulțumesc, mulțumesc! Știți mai bine partea teoretică, da? Da. Cum o cheamă pe doamna directoare de la noastră? Doamna director Voina. Doamna director Voina. Vă rugăm frumos. Dacă vreți ca Iașiu să aibă un viitor strălucit așa. În ale bucătăriei, vă rugăm din suflet. Scoateți-o de la practică, băgați-o la teorie. Că știe cu gradele. Știe cu gramajele. Știe cu gramajele. Dar cu practica e... Da, cu practica să știți că nu prea. Păi nici acasă nu gătesc. Soțul păi e cel care... Păi și cum faceți, doamna, instructaj cu copiii dacă nu gătiți? Așa e viața. Păi ca și... De ceva extraordinar. Dar ce vină am eu ca asta? Bă, trebuie să fac. A fost odată... O emisiune... Îți place bucătăria, da, o urăsc! Da. Nu emisiunea, îmi place! Nu, bucătăria. Da, emisiune, bucătăria, da, emisiune nu emisiunea ceva. Foarte tare, e foarte simpatică, doamna. Bă, doamna a spus exact ce crede no, și ce noi apreciem sinceritatea, să știți. Da, eu de sunt sinceră, sunt aici ca ajutăm, să trimit da, un corect. Impuls, doamne, să... Doamne plec directoare. Mai, da, să plec mai da, repede da. Pe teorie. Știți ce puteți să scrieți pe cere? Doamna directoare, subsemnatul cu acordul și cu rugămintea șefilor. Dar ce plac, uite, vă frumos să vă trimiteți la doar, doar la teorie. Doar la teorie. Doar la teorie. Până atunci termin și facultatea. Și da? Nu mai bine, da. Sunt în anul 4 la alimentație. Bun, tot așa cu alimentație. Tot pe da. Păi dacă nu vă place, de ce faceți? Acolo era liber postul, ce vrei. Dacă acolo e liber postul și sunt titulară, trebuie să mă duc pe partea teoretică. N-am ce să fac. M-am resemnat. Zice că dacă viața îți dă făină, tu fă gogoși. Corect. Și-am făcut. Doamnă, aici aveți voturile noastre care vă propulsează direct acolo unde vă doriți dumneavoastră. De zici că ia trei cuțite. Nu ia trei, nu ia. Două. Da, mă, că un trei. Dacă e unul de la scârlătescu, da, scârlătescu, ok, de la scârlătescu. Eu vă mulțumesc. Haideți, băieți, 1, 2, 3. Și... Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.